Maratonul Resuscitării este un proiect inițiat de către medicii și paramedicii voluntari SMURT cu sprijinul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Avram Iancu din Cluj-Napoca. Împreună, aceștia îi învață pe oameni cum să acorde corect primul ajutor într-o situație de criză. Am găsit persoana, da, căzută pe jos. În primul rând trebuie să verificați dacă este conștientă sau nu. Consider că destul de important. Am mai și urmat un curs și am venit și pentru o reînnoire și reîmprospătare a informațiilor. Foarte important, mai ales că am și doi copii și ar trebui să le acord eu primul ajutor, că eu sunt în permanență alături de ei. Copiii au fost extrem de încântați de lecțiile primite, iar medicii consideră că un astfel de instructaj trebuie să existe încă de la cele mai fragede vârste. Îi pui degetele aici, așa, după aia așa, și după aia faci așa până la 30. Am învățat cum să fac respirație la gură. Din nefericire, România se află printre ultimele țări din Europa ca număr al persoanelor care știu să acorde primul ajutor. De cele mai multe ori, ambulanțele nu reușesc să ajungă la solicitări într-un interval de timp atât de scurt încât să înceapă rapid manevrele de resuscitare. Și dacă aceste manevre nu sunt începute în primele minute, 3-4, maxim 5 minute după ce se instalează stopul, șansele de supraviețuire ale victimei respective scad semnificativ. Noi ne dorim mai departe să ajungem cu aceste manevre să fie predate și în școli. În sensul acesta am început un proiect pilot anul trecut în care am încercat să predăm în câteva școli din Cluj să vedem cum se desfășoară. Și ne dorim să continuăm acest proiect și în viitor. Maratonul Resuscitării se desfășoară anual încă din 2015.